Combaterea fenomenului de excluziune socială în rândul copiilor, tinerilor și în rândul comunităților de romi. Acesta este scopul proiectului inițiat de Asociația Caritas Alba Iulia, Facultate de Sociologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai, împreună cu direcții de asistență socială din județele Mureș, Harghita și Covasna. Însă proiectul se adresează direct instituțiilor publice, organizațiilor non-guvernamentale și mediului privat pentru dezvoltarea cunoștințelor în domeniu pe plan local pentru a duce la bun sfârșit scopul acestui proiect. Trebuie să subliniez că o diferență de față de celelalte proiecte din domeniul social, că beneficiarii direct acestui proiect nu sunt direct oamenii săraci, oamenii nevoiași, ci acest proiect se adresează instituțiilor publice locale, entităților publice, organizațiilor non-guvernamentale din domeniul incluziunii sociale, a sectorului privat, a profesioniștilor, asistenților sociale. Prima dată se va realiza o cartografiere a nevoilor, problemelor sociale din cele trei județe. Importanța o dă faptul că se referă la persoanele marginalizate din societatea noastră. Un grup țintă despre care s-a vorbit foarte mult în anii precedenți și în perioada anterioară de proiecte și vedeți și în prezent mai sunt linii de finanțare care se referă la acest grup. Proiectul va fi implementat în cele trei județe, urmând să fie selectate 15 autorități locale pe baza unor criterii precum motivația pentru schimbarea situației, vulnerabilitatea, sărăcia, prezența minimă a actorilor de dezvoltare, existența comunităților marginalizate. Valoarea totală a proiectului finanțat din fonduri norvegiene este de 1,3 milioane de lei, numărul total al beneficiarilor proiectului fiind de 340 de persoane. Proiectul va fi implementat până în aprilie 2016.